mari minuni. Veneau oameni șoimăniți, să vindecau, veneau orbi cu copii bolnavi, dar eu nu-l știu, îl știu încoa, cum m-am mărit eu. Pe urmă nu mai făcea ei minuni, că îmbătrânisă. Păi mulgea acolo, la stână. La stână acolo mulgea la ui. A venit unul, era așa negru, și el a fugit, a vărsat și găleata cu lapte și a fugit din pădure. Uite Dumnezeu, uite Dumnezeu. I s-a arătat Dumnezeu lui. Și după aia ce s-a întâmplat? După aia a plecat prin sat. A rămas la denumirea asta de Targhiru. Lui s-a arătat Dumnezeu. Dacă v-ar duce Dumnezeu pe vale acolo să vedeți, aproape de Dunăre, unde e o cruce mare, acolo i s-a făcut lui un chip de umbră albă. Și el a fost Dumnezeu și el a zis că să spună la lume, să se pocăie, să fie lumea cistită, să ne îngăduim. E mic, nu sugea vinerea la mamă sa. Dar de ce oare? Așa, de la Dumnezeu. Asta știți dumneavoastră despre el? Da. Și i s-a arătat Dumnezeu în valea acolo, la biserică acolo. Și apoi ce s-a întâmplat? I s-a arătat Dumnezeu și de atunci a rămas numele ca Sfântul.